asociative fără teama de a pierde armarea 3D sau vreo informație. Deci dacă selectăm, îi spunem ștergere și selectăm cu totul vederea asociativă, nu o să piardă clădirea sau ce am lucrat 3D. Deci în desenul ăsta cu armare 3D, atât să rămână armare 3D, celelalte sunt pe galben și sunt aici. Bun. Deci am rămas în acest desen cu carcasa 3D a linzii. Facem dublu clic pe spațiu de lucru. Și în următorul desen o să dau F2 și zic detaliere grindă longitudinală. Aceasta va fi cu roșu, fiindcă practic aici va fi planșa de detaliere a grinzii. Pe galben las armare grindă longitudinală și de asemenea îmi las parterul și pun și etajul. Că pe desenul meu vreau să se vadă că se continuă grinda, că se continuă casa și în sus. Deci îmi las pe galben acesta. Îi dau închidere. Funcțiuni. Vedec detalii, creare secțiune. Selectez acest cadru B. Mă uit din față și îmi selectez acest cadru. Deci tai în față și poziționez. Eu am tăiat și prin stâlp de asta, ăsta e secționat, nu are nicio importanță că oricum o să repunem tipar mare. Deci din această reprezentare o să ne izolăm, tăiem undeva sub jumătatea stâlpilor, să rămânem doar cu acest cadru. Poziționez și axe. Așa, poziționează treaba aia. Și acum, prin două clicuri diagonale, ți izolezi, adică să ții o bucățică de stâlp de sus cu o bucățică de stâlp de jos și escape. Perfect. Coboară axele. Ah, nu s-a cerut axe. Probabil că nu erau pe galben. Da. În orice caz, la descriere, deci dacă ați sărit etape, se pot face. În primul rând, acum o să dăm clic dreapta și spunem descriere. Deci dacă nu i-am pus din prima, dau clic dreapta descriere, clic dreapta pe ăsta, pe vedere. Descriere, vedere. Și aici zic elevație, grindă longitudinală, eventual axul, îl specific ax B. Bine, zic B și C. B slash C, că va fi aceeași armare. Și să fim în scara 1 la 50. Deci vreau să fie selectat 1 la 50 și poziționez titlul. Eventual titlul să aibă 5 mm. Adică dacă e mai micuț, dați dublu clic pe el. Îl selectăm și îl punem la 5 mm. Acum, adăugăm text, text orizontal, deci mă duc în modulul general, sau mai simplu faceți doar dublu clic dreapta pe titlu și punem scara 1 la 50. Eventual cu un fond mai mic. Bun. Asta se leucăm mai sus, că pe aici o să avem foarte multe de detaliat, adică etrierii în mod special. Acum, ce am discutat ieri rămâne valabil la ca stil de reprezentare. Deci la tip de reprezentare o să comentăm pe desen armare sau reinforcement drawing. Ca să ne dispară orice hașuri. Dacă nu ne dispar, înseamnă că nu toate aveau stil de suprafață beton. Ok. Acum, o să ne ocupăm de detalierea grinzii 1 la 50. Deci să punem întâi niște cote de cofraj. Văd că îți lipsește o axă, adică axele,
ca să adăugăm axele în vedere, să zicem că am sărit peste acea etapă, trebuie în primul rând să ne asigurăm că sunt pe galbene, sunt active axele, da. Și să-i spunem de la modulul de vedere, detalii, inginerie, introducere axe în vedere, axe automat în vedere, în situația în care nu le-ați coborât. Le-ați iau acolo, nu? Păi aleși de jos, de senar mare. Plăcere. Axe automat în vedere, se face click pe axul prin care trece, click pe el, click pe vedere și apoi se pot coborâ. Le apare cu o liniuță și dai click. Dacă ți le coborâ, da? Ok, le mai putem ajusta pe urmă, mai scurte, mai lungi. Apoi, o să detaliem grinda. Cum o să detaliem? Deci cote de cofraj și cote de nivel. Se face click dreapta pe această grindă și zic cota revedere. Și alegem aici cotare liniară și intrăm în opțiuni să ne asigurăm că avem următoarele: cote generale, elemente 3D și cotare axe. Vedem OK și facem un click pe elevația asta. Bun. Acum alegem și cote de nivel. Deci bifăm a doua și facem click. Bun. Și o să mai facem curățenie, ne trebuie toate. Deci ștergem cota de sub placă, click și delete pe ea. Iar pe asta altă putem să o mutăm. Sau mai în stânga, să fie undeva unde să ne incomodeze. Ok. Acum, am terminat cu cotele de cofraj. Vreau să cotez repartițiile etrierilor. Pentru asta o să vin în modulul de inginerie. Și aici aleg funcția linie cotă virgulă text. Linie cotă text. O să aleg stilul linie cotă. Deci sunt mai multe stiluri aici. Alegem linie cotă. Și o să o lăsăm așa simplă cum vine ea implicit. Facem un click pe prima zonă de etrier, pe orice etrier din prima zonă. O mutăm undeva, să zicem, cam așa, ca zonare. Și aici o să ne bifăm ce ne interesează la acești etrieri. Depinde mult cât de mare e distanța. Deci pot să adaug, de exemplu, text. Să zic text liber și să scriu etr. Și apoi să mut poziția textului să fie 10. Dar e destul de înghesuit, deci nu o să pun text liber acum și în general o să aveți zone de genul un metru și nu un cap. Deci în stânga să lăsăm așa, număr marcă, număr bucăți, diametru și distanță, să fie bifat. Și atunci marca 1, 10 fi 10 la pas de 10. Fac click. Dacă vă interesează și zona asta, adică cât de mare este zona asta, ca să nu muțească muncitorul 10 cu 10 cm, să-i dea 1 metru, avem posibilitatea asta. Când dau click aici pe următoarea repartiție, să alegem la linie cotă, text cotă. Deci acolo bifați text cotă. Sau număr de distanțe, cum doriți. Un număr de distanțe e mai franțuzesc, nu? Ok. Deci, practic, puteți alege ce informații să apară. Și apoi să punem și eticheta. Evident că ocupă mai mult loc în varianta asta, dar programul vă lasă să lucrați cum doriți. El o să coteze doar zonele unde se respectă regula. Adică, practic, pe 90 de centimetri am 9 etrieri la 10 etrieri la pas de 10. Între, dacă vreau cotă, o adaug eu. Deci, în funcție de ce rămâne. Și pur și simplu se face click, deci după ce ne-am făcut un stil de detaliere, facem click și poziționăm etichetele. Deci facem click pe oricare din etrier într-o repartiție, facem click pe cota anterioară ca să fiu aliniat și apoi așezăm textul. Deci fac click aici, click pe cota asta ca să fiu aliniat și poziționez textul. Textul decizi noastră cât de mult să fie.
cât ne trebuie să se înțeleagă. Adică e foarte ușor să supra-detaliem, așa că trebuie ales un minim necesar, dar să fie și suficient. Și în maniera asta am scos, am reprezentat, am dat informații despre etrier. Acum, după ce am rezolvat etrierii, e timpul să scot barele. Am nevoie să scot barele ca să știu câte secțiuni transversale este necesar să creez. Ca să scot barele, voi folosi funcția schemă parțială. Deci căutați-vă o schemă parțială în modulul acesta. Cum funcționează schema parțială sau care este diferența între schema parțială și schema totală? Schema totală o să-mi dea pe o marcă selectată exact numărul de bucăți din desen, cu fasonarea ei. Dar nu-mi dă numărul de bucăți selectate. Și gândiți-vă că dacă eu am două grinzi în situația asta, pe care urmează să le fac, adică după ce o corectez, o termin de detaliat pe aceasta, o copiez și la vecina, deci după ce am terminat partea asta, eu în desen o să am două carcase de grindă longitudinală. Și dacă îi cer schemă totală, o să-mi dea practic ce trebuie să-mi livreze fierarul ca să execut ce am desenat în 3D, adică două grinzi. Schemă parțială, spre suferire de schemă totală, îmi permite să fac o selecție și atunci pot să selectez câte bare vreau să-mi cobor pe schemă. Deci voi utiliza schemă parțială, fac o fereastră de selecție la dreapta, la stânga și selectez primul set de bare. Și am să blochez poziționarea pe verticală. Deci aleg poziționare verticală. Nu, e aici un săgeat. Ok. Și coborăm undeva mai jos de axe sau mai puteam trage de axe. Am coborât schema. O să aranjăm textul să fie pe mijloc, nu-l pune automat. După ce văd că s-a terminat bara, să trec la următoare. Mă apropii. Să nu nimeresc pe zona de suprapunere, că acolo nu o să știe pe care să o aleagă. Selectez de la dreapta la stânga, să prind următoarea bară, să fie la loc, la felul ăsta, pe verticală, perfect. Și dăm undeva. Deci textul de pe bară o să-l mutăm centrat și așa și cu ultima bară. Selectez, o să fac click până în partea asta. Și o să aliniez texturile cu funcția mutare. Deci zic mutare și îmi centrez textul. Ca să nu existe confuzii. Bun, în aceeași manieră cobor în toate barele. Deci schemă parțială, iau bara intermediară, îi blochez poziționarea pe verticală, cobor barele. Și o să mut etichetele. La fel procedez cu următoarele, schemă parțială, selectez de cobor. Deci, na, e o comandă de scos bară și o comandă de mutare, pe care am folosit-o până acum și la 2D și la 3D. Iar suprapunerea va trebui să o cotez manual, nu o face automat. Mă duc la modulul general și activez funcția de cotare, cotare liniară. Fac click unde vreau poziția liniei de cotă și poziționez. Desigur să fie cote orizontal.
Ce anume? Vi le punem punctate implicit, schemele, acțiile. Da, e o setare, dar nu știu de ce le-am pus așa, implicit. Da, la opțiuni. La format. Deci să mergeți la scheme, schema parțială să fie cu linie tip 1. Chiar scuze, n-am menționat. Deci acum nu o să vrem mai scoată punctat. Iar ca să reparați pe cele existente, se dă modificare proprietăți format. Se alege tip linie 1 și se selectează părțile astea. Și atunci o să fie cu linie continuă. Bun, deci așa am detaliat elevația. Dacă vrem să tragem de axele astea, putem folosi funcția modificare puncte. Fac un click dreapta ca să am funcția sigma. Care e problema? Vreau să evit anumite zone. Deci, de exemplu, nu vreau să modific linia asta de cotă. Și atunci cum fac? Am zis modificare puncte care este echivalentul lui stretch. Am dat un click dreapta să-mi apare sigma, ca să pot fac selecție multiplă. Și fac ferestre de selecție asupra cutiuțelor acestea. Și le mut mai jos. Modificare puncte. Și faci, el cum funcționează? Cer o fereastră selecție, îți prinde niște puncte, agăzi de un punct și apoi tragi de el. Am vrut să-mi cobor axele mai jos și apoi modificare puncte funcționează și ca un move. Adică este exact ca funcția stretch din AutoCAD. Deci dacă dau acum modificare puncte, pot să selectez toată partea asta de jos și să o dau mai sus, să o ocup mai puțin pe hârtie. Ați reușit? Bun. Deci cam asta pentru elevație. Am avut nevoie de crearea acestor întreruperi de bară ca să știm numărul minim de secțiuni necesare.